Mulți spun că eu sunt împotriva sistemului. Nu este adevărat. Sistemul este împotriva mea. Sistemul este împotriva unora ca mine care doresc să rupă niște lanțuri. Ar trebui să fie respectarea legii, domnule Dan Diaconescu. Nu o să mai aveți o problemă. Cea legată de nerespectarea normelor CNA. Tocmai ați primit o amendă de la CNA pentru că pe un alt post de televiziune, dumneavoastră, ca și candidat, aveți o emisiune. Eu am luat 10% la locale, apoi 15% la parlamentare. Când au văzut ciocuie acest fenomen, au zis, Doamne, dacă nu închidem acestui tânăr televiziunile, suntem pierduți. Dar dumneavoastră cunoașteți normele CNA pe care le-ați încălcat? Sunteți conștient de normele CNA? Ați încercat doar să le eludați puțin. Nu am încălcat nicio normă. CNA este compus, ca și Curtea Constituțională, din niște oameni numiți acolo de partidele politice. Evident că înainte ca noi să apărăm pe scena politică, partidele adverse aveau acei oameni în CNA. Poliția domeniului nostru este formată din adversarii noștri. Evident că ei țin. Se înțeleg că vă jucați partea politică pe ceea ce înseamnă victimizare? Nu. Pur și simplu, mulți spun că eu sunt împotriva sistemului. Nu este adevărat. Sistemul este împotriva mea. Sistemul este împotriva unora ca mine care doresc să rupă niște lanțuri.